ce îmi face, dar nicio vină. Băiatul meu e mort în casă și voi face scandal? Păi, Neaurică, a venit doctorul care a furat inima lui Giuvaeru. Și vrem să știm și noi de ce a făcut-o. Oameni buni, eu nu mi-am făcut decât datoria asta, vreau să știți. Îmi pare foarte rău. Domnule doctor, noi vă mulțumim că ați venit. Dar nu sunteți binevenit acum. Lăsați-ne să ne plângem, băiatul. Tâlharul cel de-a stânga lui s-a mântuit pe cruce. Haide, mamă, Zulfine, să iertăm și noi, așa cum și Atra te-a iertat pe tine. Păi, dreapte, nimic de-a zis, dar uite ăsta de aici a furat inima lui Giuvaeru și a dat-o lui Dumbravă ăla care a vrut să ne dă părinte. Da, în pasă lui Dumnezeu! În pasă lui Dumnezeu! Nu contează dacă e țigan sau român. Amândoi am fost în fața Domnului. Și Domnul Dumnezeu nostru a spus: Dumbravă are viață, iar Juvaerul nu. Domnul Cristofor, vă mulțumesc. Îmi pare rău. Să uit niciodată ce ai făcut pentru tatăl meu, cu toate că la mijloc era fratele tău. Fratele meu murise deja. Aș vrea să pot să-ți mulțumesc într-o zi în aceeași măsură, ție și familiei tale. El ținut inima în mână, Irina. Inima fratele meu, care iubea viața mai mult ca orice. N-am să uit niciodată momentul ăsta. A fost... Atunci m-am simțit mai aproape de el, ca în toată viața mea. Mai rău e că părinții mei au aflat la cine e inima lui Gianni. Cum au aflat? Au auzit la radio că tatăl tău a suferit un transplant de inimă și au făcut legătura. Ei cred că din cauza mea ai fost de acord, nu? Irina, pentru ei Gigi Dumbravă e omul care a vrut să le distrugă Șatra și... Și așa și este. Dar poate că măcar acum, în ceasul al 12-lea, tata o să înțeleagă cât rău a putut să facă. Și ironic sau nu, de unde a venit lui salvare? Tatăl tău nu trebuie să afle niciodată, mai ales acum, când în starea sa după transplant și...
Trebuie să mă întorc la el la spital. Bine. Te descurci? Cum ești? Sunt bine. Sunt bine. Ca să ne vedem și mâine seara aici. Da? Da. Dar de ce vor să facă un foc mare? Flăcărele luminează drumul spre rai. Sufletul își găsește mai repede drumul. Mă îmbină ei superstiția cu religia. Da? Sunt niște copii mari. Ei cred că dacă aprind focul, spiritele rele nu vor împiedica sufletul să ajungă la locul lui. Gianni n-a avut suflet rău. Cel mai mult pe lumea asta și-a dorit să ajungă bulibaș. N-a mai ajuns săracul. Am venit să vorbim de următorul transport. Să vedem cum facem că... Stai liniștit, se rezolvă de anul azi. De ce? S-a întâmplat ceva? O să ajut cumva sau... A murit copilul la fratele meu. Aoleu. Nepotul, adică condoleanțe, îmi pare rău. Fratele meu de cruce, da. Chiar ca și nepotul meu. Mulțumesc. Gianni Giuvaeru, băiatul la fratele meu, Aurica, s-a dus. Îmi pare rău. Ați vorbit cu popa? Da, s-a dus relu. I-am spus să vorbească și de prapori. Să aducă prapori noi, că ea veche era ferferiță. Dar cu crucea cum facem? Găsim una de marmură așa repede și mare pentru Giuvaeru? Să fie de marmură roșie, așa cum era inima la băiatul meu. O să punem și o cruce de marmură roșie, mai târziu. Acum o să-l îngropăm după datină cu cruce de lemn. Păi să vorbim și cu state. Da, ar fi mai bine să nu-l amestecăm pe state. A zis că ne ajută. Păi, Gino! Păi, haide, apucați-vă de treabă. Hai. Fără sulfină, fă. Dar ce are sulfină? Are păcat față de gen. Bă, Spania, nimeni nu e fără de greșeală și fără de păcat. Când ești fără de păcat, e drept de judecată. Mă, Gianni, mă. Mă, eu mă uit la tine, mă. Și-mi pare rău că te-am născut, mă. Decât așa un copil rău și negru în cerul gurii. Mai bine lipsă, mă. Interesant. Dar ai ce să-i faci, bre, că așa e în viață. Mai ești și bune, mai ești și rele. Măcar acum știu ce simți pentru mine. Bă, Gino, cheamă-o și pe Sulfina, fă, că face cea mai bună colivă. Dar ce s-a întâmplat? Nimic nu s-a întâmplat. Ai plâns, s-a întâmplat ceva. Te-a jignit cineva? Cine a fost aici? Ce-i cu sângele ăsta pe mână?
Te-ai lovit în ceva? Nu. Să-l chem pe Codruț. Nu chema pe nimeni. E de la proteze. Nu vreau să mă vadă nimeni așa. N-am nevoie de mila nimănui. Poate nu sunt bune. Trebuie să vorbim cu doctorul. Trebuie să facem ceva. Nu mai vreau nimic. Nu mai vreau protezele astea. Mă obișnuisem așa cum eram. Era bine. Vreau să le scot. Nu le mai vreau. Unde-i fetița mea cea curajoasă care se ridica de jos și râdea după ce cădea? Unde-i fetița mea vitează? Hai că tata nu te lasă. Nu te lasă, știi că nu te lasă. O să trecem noi și peste asta. Ce cu mâna asta? De unde să mai ștergem atâta sânge? Dar cum s-a întâmplat? S-a lovit cu motoreta la cap. Până la urmă a trăit să și moară. Un băiat care putea să ajunge departe dacă stătea sub aripa mea, dar mie nu mi-a plăcută fața lui. Și acum îmi pare rău. Uite, vezi, așa e viața. Venim pe rând și plecăm pe sărit. Și când e mormântarea? Mâine. L-a ținut la spital și abia seară l-a trimis la șatră. Doctorii i-a luat niște rinichi. De ce? Păi da, avea obligații ce trecu. Asta-i de la alți bolnavi, nu? Sigur că da. Și mai i-a luat ceva. Niște... Inima cumva? Că asta costă mult, adică asta e... Da, știu, costă, inima costă. Da, păi n-am vrut eu să fac afaceri cu asta. Da. M-a lăsat. Te iubea pe ea. Uite, de tine nu zice nimic. Da. Adică facem transportul în continuare. Liniștit. Da. Bine, păi hai că plec și eu. Mă duc la spital, la Gigi, să văd. A ieșit transplantul. Cum a supraviețuit. Și vorbim atunci. Bă, ce e viața, uite, vezi, unii în drum spre spital, alții în drum spre cimitir. Dă ce? Păi, cred că la întrebarea asta numai el poate să-ți răspundă. E, vezi, uite, de-aia să știi că lui Cristoșelu îi place că eu fac afaceri cu tine, că tu ești religios. Hai, du-te sănătos la spital. Bine. Numai bine. De ce? Nu te întreb. Vă mulțumesc că ați venit la noi. Am venit să aducem tot respectul. Ție și la copilul tău, Juvaeru. Știu ce e în inima ta. Am avut și eu un băiat care a murit în Germania. Asta-i viața mea. Am ajuns vremuri când părinții își îngroapă copiii. Să duce lumea de râpă, mă. Dacă vrei ajutor, la orice, noi te ajutăm. Să vă dea Dumnezeu sănătate. Hai, veniți să plângeți pe băiatul meu, care se odihnește acum. Hai. La Gianni ăsta, că m-am întors de la pușcărie, mi-a aduc aminte, m-a venit ca pe fratele lui, mi-a dat mâncare, mi-a dat îmbrăcat și acum e mort. Bă, Stivene, tu știi, bă, că doctorii aia care l-a ținut pe Gianni la spital, acum niște obligații. Și Luca zicea că inima costă foarte mult.
Nu cred eu, tăticuie, să aibă cineva curajul să se facă afaceri cu Gianni sau... Bă, banul e ochiul dracului. Poate să fie și mamă, poate să fie și tată. Oricine poate să face afaceri cu orice, care n-are frică de Dumnezeu. Ce mă enervează la de la internet, a zis că vine de o oră. Acum nu poți să vin în șatră cu matare. Lasă că vei mai târziu. Stau după el. Tu stai cu ochii pe casă, Stivenică. Și pe butălie. Da. Să nu-ți bare păsărică. Flacăru! Fă! Ce, mă? Hai odată, ne așteaptă fratele Aurică. Nu mai ții așa, n-am luat și un șarul ăsta. Gianni, bă.